Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Băi fraților, nou sezon e aici, hai să vedem la câte trofee ni se vor reseta scorul nostru. Bun, și avem 4840 de trofee după resetare. Și avem aici o grămadă de reward-uri pe care o să le colectăm. Am avut 5000 de gold, avem un epic chest. Să vedem, avem Rage, Poison, Hunter și 8 Witch-uri. Încă 5000 de gold. Avem aici două comune și o să luăm oricare dintre ele, până la urmă nu contează. Avem și Elite Barbarii. Avem un Legendary Chest cu un Sparky. 5000 de gold din nou, mai avem un Legendary Token care se transformă în 2000 de gold și suntem destul de aproape de următorul reward, și anume acest Giant Chest. Bun. Băi, s-au schimbat câteva chestii, hai să dăm drumul la chest. Vedem că arena este cea din... Nu, e una nouă, e o arena nouă. Da, pentru că apare o nouă carte, ce-a văzut bine, este acest Electro Giant. Acest Electro Giant care vedem că are și un event dedicat, are și un emote nou și vedem o grămadă de surprize, Electro Spirit, și probabil vom avea două cărți noi. Hai să ne uităm un pic în cards. Ok, Electro Giant-ul este noua carte pe care o avem maxată, este o epică și din ce văd așa în prima impresie, băi, pare destul de șmecheră. Uite, vedem că blochează acel Inferno Dragon. Se descurcă destul de bine și cu arcașele sau, mă rog, cu cărțile mici, gen Skeleton sau Goblins. Se va descurca, trage câte două fulgere simultan sau, mă rog, unul după altul. Da, e destul de faină, costă 8 elixir, ceea ce o face un pic cam scumpă. Dar cred că merită. Vom vedea de îndată ce vom putea juca cu ea. Bun, hai să... Ia să vedem aici, avem ceva de donat. Avem și câteva reward-uri din PES. Și facem 1500 de gold din aceste reward-uri. Bun, hai să deschidem acum chesturile. Avem aici Silver Chest. Încă unul. Un Golden Chest. Îmi pe acolo, am avut ideea și rachetă. Plus, mă rog, acest Free Chest, Free Bag, de fapt. Un săculeț cu 1000 de gold. Și putem deja să strângem crown-uri pentru a debloca acest Crown Chest din prima zi. Bun. Băi, eu zic să începem cu un match în challenge. Intrăm gratuit, nu există eliminare la pierderi, deci putem să ne încercăm șansele. Da, o să luăm Magic Catcher-ul. Hai să luăm noua carte. Sunt foarte curios cum e noua carte. Aici o să luăm probabil Royal Ghost-ul. Și cam asta e, un draft challenge. Hai să vedem. Bun. O să începem cu Goblin Giant-ul, de undeva din spate. Hai să trimitem aici Ghost-ul, Royal Ghost-ul. Scăpăm, ne luăm ceva de meci de fapt pe tur. Hai să punem Magic Archer în spatele Goblin Giant-ului. Da, și reușim destul de câteva hituri destul de bune. Hai să scăpăm aici de cele două trupe. Ah, din păcate nu eliminăm tot acel
cea muschetiră. Ok. Da, vom strânge un boost de elixir de la cei goblins și punem electro. Ne vedem că ne arată și rage-ul pe care îl acoperă. Cam târziu hiturile, așa mi se pare mie la prima vedere, vin cam greu. Și asta în condițiile în care de obicei când se lansa o carte era un pic mai OP decât în mod normal. Era mai OP, după care mai coborau din viteză, damage și așa mai departe. Trimitem din nou electro, cred că ar trebui să-l pun din spate. Păi va da un log pe cei goblins. Dăm și un fireball care nu prinde. Nu prinde și muschetira. Dăm un fireball aici. Ok, pierdem din păcate Magic Archer-ul. Și da, nu reușim victoria în acest prim match. Probabil că nici n-am știut să jucăm foarte bine cu acel Electro Giant. Dar hai să mai încercăm o dată. Până la urmă, acest prim challenge este de acomodare, de învățarea cum să folosim noua carte. Și cred că îmi punem Bowler-ul sau Baby Dragon. Nu, hai să luăm Baby Dragon-ul totuși. Da, deși și Bowler-ul e periculos. Spunem aici Goblin Gang-ul și să vedem dacă noua carte la noi sau la el. Probabil la el. Mă gândesc că a oprit-o pentru el. Din moment ce e o carte nouă, nu știu, poate vrei să vezi cum se mișcă. Punem aici și un Firecracker. Okay. Un Goblin Gang-ul aici. Da, și nu e chiar atât de OP cum așteptam. Adică, frate, la 8 elixir trebuia să se simtă când o trimiteai în joc. Ok, mai reușim acolo un hit cu Firecracker-ul. Vedem, cred că o să încep cu Giant-ul de data aceasta din spate. Sau hai să punem Skeleton Barrel-ul. Skeleton Barrel care va fi probabil oprit acolo de Electro Giant. Mă aștept să-l sparg înainte să ajungă la... Nu! Oh, am vrut să pun de fapt Dark Prince-ul. Da, și dă damage destul de bun. Dă damage la fel ca un giant sau un pic mai mult. Cred că un pic mai mult. Oh, acolo de Rascals. Hai să trimitem Skeleton Barrel din nou. Punem aici un Baby Dragon. Și am fi avut nevoie de o rachetă sau de un spell.
Bun, ultima șansă. Trimitem Joy într-un joc împreună cu Skeleton Barrel-ul. Hai să dăm aici și un Goblin Gang. Da, Goblin Gang care e scos rapid de Electro, de Electro Giant. Spune și Mega Minion, nu? Trimitem Dark Prince-ul aici. Punem și Giant-ul și vom trimite din nou Goblin Barrel-ul. Hai să punem Firecracker-ul mai degrabă. Punem și Mega Minion-ul acolo. Da, într-adevăr, cu trupele mici se descurcă destul de bine. Acel Electro Giant. Și pierdem și al doilea meci. O, e destul de interesant de aceste meciuri cu noua carte. Totuși vreau să câștigăm și noi odată. Hai să mai dăm un meci. Un ultim meci din acest episod. O să luăm noua carte. Hai să luăm și Lava. Ok, luăm Prințul aici. Aici ne-am făcut un deck destul de scump. O să mai luăm și Night Witch-ul. Și să vedem. E bine că ne-a dat el cărți ieftine. Începem cu Lava Hound-ul. Trimitem aici Wizard-ul. Așa un Royal Delivery pe trupele lui acolo. Și ne rupe acel acel witch, acel acea bandită. Punem din nou Night Witch-ul și pierdem primul tur. Pierdem turnul din partea stângă. Da, o să pierdem aici și acel Night Witch. Totuși mă așteptam că atunci când se spanează să dea splash, cum face Electro Wizard-ul. Și are nevoie de 3 hit, de 2 hituri din la distanță mare ca să poată elimina prințesa. Băi, sincer, destul de slabă noua carte. Adică la 8 elixir, păi, trebuia să rupă. N-avem tank acolo și pierdem toate trupele. Trimitem Lava Hound-ul din nou. Dăm prințul aici. Spune și Goblins. Și o să punem Royal Delivery-ul pe cei Zepis. Da, nu mai avem timp nici măcar să scoatem un turn, dar minte două. Bun, băi, cam atât cu episodul de azi. Am văzut noua carte. Destul de greu de jucat cu ea. Mie personal nu-mi place, n-o s-o folosesc. Ok, între timp s-a terminat și War-ul și avem 74.000 de fame-uri adunate.
Din nou locul 2, da? Cei de la Tomorrowland au jucat, băi, au jucat extraordinar de bine și de mult pe parcursul celor 5 săptămâni care a fost acest tour. Mereu am fost pe locul 2 și sezonul, adică war-ul, se va termina în mai puțin de o oră, după care vom fi în grupă cu alte, cu alte 4 clanuri și poate vom avea mai mult noroc acolo. Sper să fie o competiție mai echilibrată sau mai strânsă, nu știu. Adică în cea de din war-ul trecut erau două clanuri, adică noi cu Tomorrowland, care trăgeau și luptau, iar celelalte trei mereu erau pe ultimele locuri și nu prea își dădeau interesul. Bun. Cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!